bună emisiunea, bine ai revenit, Alex Potcoavă. Bine te-am regăsit, da? Scriitorul Alexandru Potcoavă, poet, prozator. Azi cu un nou proiect, Cartiere și caractere. Am discutat săptămâna trecută despre, mă rog, o privire literară asupra cartierelor Timișoare cu prozatorul și poetul Borco Ilin, autorul unui jurnal de cartier deocamdată pe Facebook. Tu ai un proiect finanțat de Centru de Proiecte al Timișoarei, practic cu acest titlu, Cartiere și caractere. Tu ai mai făcut o carte de poezie, într-o zi nu ne va mai recunoaște, bazată pe portrete ale câtorva personalități literare, cel mai adesea și prieteni scriitori. Acum despre ce-i în esență vorba? Dacă acea carte de care spui, într-o zi nu ne vom mai recunoaște, o carte de poezie, se referea la prieteni cunoscuți și prieteni scriitori și așa mai departe, din viața mea, din toată lumea, de data aceasta vorbim despre un proiect care se bazează pe prieteni și oameni dragi mie din Timișoara. Proiectul se înscrie în acest program Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2023 și este posibil mulțumită unei burse, Energie, da? Un program inițiat și derulat de Centru de Proiecte al municipiului Timișoara. În cadrul lui, deci, o să scriu un grupaj de 30 și de texte, fiecare despre un om, un timișorean, și încerc să surprind nu doar persoana, specificul ei, cât și, zic eu, specificul cartierului în care locuiește, atmosfera. Da, asta la tine ca arhitectură, ca elemente din sfera unui realism, să zicem, istoric, uneori, documentar, al Timișoarei, e prezent în proză, latura asta. Este prezent în proză, sigur, mult mai amplu și mult mai aplicat, mai dezvoltat și întins pe o perioadă. În romanul Viața și întoarcerea unui hale. Unui hale, ales. Da, în care surprind istoria orașului pe cel puțin două secole. În proiectul acesta, însă, în Cartiere și caractere, sigur, vorbim despre cei de azi și, cum spun, încerc să îi surprind în existența lor, în cartierul lor și... Textele din cartea de poezie, într-o zi nu ne vom mai recunoaște, avea un nume. Deci textul purta numele subiectului uman, ca să zic persoanei portretizate. Aici cum le-ai gândit? Ideea de bază este aceeași. Deci titlul să fie prenumele. Prenumele. Și acolo tot prenumele sau poreclă, mă rog. Sau poreclă, sau da. Mie mi se pare interesant acest lucru, nu întâmplător le-am numit așa, pentru că, până la urmă, clasica întrebare, ce într-o roză, la fel ce într-un prenume. Da. Da? Tu ești Tudor, eu sunt Alex, oare între doi Tudor și doi Alexandre există vreo asemănare doar prin prisma prenumelui? E interesant. Știi că numele, de fapt, e, cum să zic, prenumele în sensul ăsta, da? E cel dat la botez, asta înseamnă. Deci e cel care conține cumva... Până la urmă, și la biserică, când spui robul Dumnezeu, spui prenumele, nu... Da. Până la urmă, poate să însemne ceva sau nu. Până la urmă... Crezi că poate conține, simbolic vorbind, persoana? Că asta ar fi una dintre tainele... Asta încerc să-mi dau seama, dar nu cred. Deci e arbitrar, mai mult sau mai puțin. Da, până la urmă nu este alegerea ta, ca om. Nu ajungi la 18 ani și zici, uite, aș vrea să mă cheme din ce am trăit până acum și din ce cred eu și înțeleg eu despre lume, aș vrea să mă cheme Lucian Constantin. Sau... Pe tine te mai cheamă și Lucian. Mă cheamă și Lucian, asta, da. Vezi? Cel de-al doilea prenume. Da, dar nu îl folosesc. Îl folosesc doar pe cred primul. Cred că e prima emisiune în care apare asta. Apar cu prenume și prenume. Da. Și deci, să zicem, este un nume de prenume de persoană. Da. Textele cum ar curge? Ele au un nucleu, acela fiind o întâmplare. Care definește? Care, cred eu,
Da. Că definește și îl sau o definește pe respectiva persoană, pe respectivul prieten sau prietenă. De acolo, ca o perlă în jurul babei de nisip, se dezvoltă textul. Da. Care sigur are o curgere narrativă, mai degrabă, da, epică, cum scriu eu de obicei. Da, și o ducere a poeziei spre proză, cumva o narrativizare a ei. Mai da, mult. Este un melanj, este un hibrid, dacă vrei. Și ce întâmplări? Despre ce întâmplări ar fi vorba? Tu ai scris despre un poem cum mâncam niște ardei, de exemplu, așa despre... Da, adică, încă o dată, nu sunt gesturi mari, nu sunt întâmplări, nu știu, esențiale sau dramatice sau... Poți să surprinzi un om printr-un simplu gest al lui, printr-un simplu, știu eu, tic, da? Sunt multe feluri în care ca și în pictură, da? Poți să surprinzi persoana prin felul în care își ține mâna la tâmplă sau prin felul în care vorbește sau râde sau prin, sigur, și prin alte aspecte ce țin de psihic, de până la urmă și de inclusiv de știu eu, trăirile și dramele personale, că nu evit, nu mă păstrez doar într-un registru, cum să spun eu, superficial, care nu vrea mai mult de atât, nu vrea să intre un pic și în profunzime să elucideze, vorba vine, că nu asta e treaba până la urmă da, unui poem să elucideze o taină, ci efectiv să-l capteze, ca într-o fotografie. Textuală. Da. Cum îi găsești pe acești oameni și cum găsești aceste poeme? Cred că e chestiune de afinități, pentru că rezonezi cu cineva în momentul în care ai ceva în comun sau îți atrage atenția ceva care, de fapt, da, există în tine, nu? La celălalt. Și atunci identifici acel element, da? pe care începi să-l conturezi, să-l vezi cu adevărat, să-l remarci. Și atunci ăsta e nucleul, de fapt, al poemului. Da, și al felului în care, până la urmă, ne raportăm la ceilalți. Despre ce din jur. Cartiere e vorba? De la cetate, Iosefin, Elisabetin, Fabric. Observ că tu folosești istorice. Denumirile vechi, istorice. De exemplu, Elisabetin... Cu asta am crescut eu și azi zic piața Cutl. Nu pot să zic nici piața Sinaia, nici piața Mocioni, nici cum eu mai fi zicând în viitor. Da, denumirile istorizate cumva. Cu acele am crescut, repet. Nu pot să spun... Bălcescu, de exemplu, sau... Da. Bălcescu se spunea și sau la Hovari. La Hovari, care e piața la Hovari în denumire veche. Și sunt relefate cartierele ca atare numite, aplica secțiuni ale cărții. Da. Acum, se tot vorbește de ani de zile și mai cu seamă odată cu proiectul Timișoara, Capitală Culturală Europeană, de un fel de descentralizare a vieții culturale la nivelul orașului, cum ar fi, deci de pătrunderea culturii în cartiere, în vari forme, să se organizeze manifestări, tot felul de lucruri. Se întâmplă chestia asta, din ce observi tu? Da, din ce observ eu chiar se întâmplă, adică n-ai mai pomenit până acum, cel puțin nu din câte știu eu, să ai evenimente culturale efectiv în cartiere, în spații publice, nu, da, nu, zic, nu acasă la unul adică sau da, nu știu. Da, sau măcar în săli, da, în spații, să spun așa, oficiale sau oficializate. Ci chiar s-au întâmplat o serie de evenimente pe stradă, în parcuri, în locuri de joacă, ceea ce mi se pare că pune aceste locuri cu adevărat pe harta orașului, le scoate cumva din. Și cultura cumva pe adică, harta orașului, adică... Că mă întrebai de cartiere, da, și ți-am spus de cele istorice, dar pe lângă cele istorice, sigur, sunt toate celelalte din jur, Calea Radului, Calea Lipovei, Șagului, Dâmbovița, Soarelui... Da. Și așa mai departe. Ori acele cartiere multă vreme, și de fapt așa au și fost construite, ca niște cartiere dormitor. Funcțiunea lor nu era de a găzdui... De spațiu care să permite exprimarea. Da. Exprimare culturală sau civică. Sau. Da. Acele erau simple cartiere în care lumea se ducea să doarmă și să se întoarcă a doua zi la fabrici, uzine. Ori în ziua de azi și prin
programul acesta Timișoara Capitală Culturală, mi se pare că toate aceste spații se dinamizează, sunt, cum spuneam, puse pe hartă, sunt luate în considerare și ca altceva. Ca să însemne ceva, să... demersul ăsta trebuie permanentizat. El ar trebui să devină un fel de nouă normalitate, cum se zicea pe vremea de tristă amintire a COVID-ului. Sunt convins că aceste evenimente nu se vor termina odată cu acest program. Ce-i cartierul pentru tine ca spațiu, ca topos, cum s-ar zice? Ce face? Cartiere sunt și în centru, să ne înțelegem. Nu e ca și când centru n-ar conține cartiere. Dar ce e aia cartier în sensul de parte oarecum necentrală a orașului? Da, cartierul ca... Când spui de cartier și în hip-hop, spui cumva... Da, în hip-hop poate este și mai pronunțată această chestiune după a blocurile gri, cum ar fi, da? Și asta, și fiecare hip-hopper ține să precizeze exact din ce cartier e și... Ăla-i brand-ul, oarecum. Da, de unde se trage... Nu, dincolo de sunt din Timișoara sau sunt din București, contează, da, vorba bancului, dar al cui din București ești? Da, da. Păi e salul ăla din Pantelimon sau Balta Albă. Sau tu ai fi aici a Radului sau... ca sunt, zonă de da, proveniență, să zic așa, de unde te-ai născut, de fapt. Eu sunt, m-am născut în Iosefin la maternitate, de crescut, am crescut parte în calea Radului Est, dacă Est. E așa că există și calea Radului da, Vest. Da, da, da. Și așa, iarăși, pentru unii este foarte importantă această despărțire. Dar am copilărit în egală măsură și la bunica mea în Iosefin. Da? Și atunci deci, zona... am prins din ambele câte ceva și așa pot să-mi dau seama și de specificul local, să spun. Zona, să zicem, nou atunci, adică nou construită, socialistă, că asta înseamnă cartierele... Sigur, s-a dezvoltat prin anii 70. Socialiste și zona istorică. Și zona istorică Iosefin, unde încă, da, mai erau familii care stăteau acolo de două generații. În casele alea, că poți zici că alea-s case, nu-s mai găsa altceva acolo. Clădiri istorice. De patrimoniu istoric, da, palate, pentru că în Timișoara așa se numeau clădirile cu două, trei etaje, erau palate. Denoirea supraviețui cumva și în cazuri administrative, de pildă Palatul Administrativ, Palatul Apelor, care este și clădire... Palatul Culturii și... Istorică. Da. Deci tu ai făcut șpagatul ăsta între două tipuri de medii. Da. Ai rămas cumva mai aproape, dacă nu greșesc, și înscris oricum în proză partea asta răzbate, partea de cartiere istorice, de zonă istorică, de... Aș spune că depinde de la carte la carte. De exemplu, da, romanul acesta, Viața și întoarcerea unui Hale, sigur, are legătură mult mai mult cu Iosefinul decât cu altă parte a orașului, cu Iosefinul și cu cetatea. Pe de altă parte, în Șoimii Patriei trebuie să fie întotdeauna veselii. Dar care despre comunism, adică... Da, unde am încercat o parabolă a Revoluției din 89. Acolo, sigur, m-am centrat pe calea Aradului. Chiar dacă nu spun în text niciunde că este vorba de calea Aradului, se poate, zic eu, desluși elementul acesta prin spațiul în sine. Cimitirul săracilor, alimentarea, nu știu, cine... a fost pe acolo și poate da seama că despre acest cartier e vorba. Și unde, sigur, avem de-a face cu un, zic eu, cu totul alt mediu. Acolo era un mediu muncitoresc. Alt tip de alt feng shui, cum s-ar zice. Da. Exista și încă există, acum s-au mai modernizat unele dintre ele, locuri de joacă. Sunt tot felul de spații, de exemplu, băncile din fața blocurilor, de la scările blocurilor, se jucau, acum nu mai prezentă, se jucau table. Șeptic. Da, erau cu tot altă lume, aș putea spune. Parcurile, uneori, unde tot așa, asta mai sunt și acum. În parcuri mai vezi și în Dacia, mai sunt pensionari care joacă șah sau... Tot felul. Dar, într-adevăr, parcă s-a schimbat și lumea, într-adevăr. Blocurile, în mare parte, sunt aceleași, chiar dacă le-au anvelopat pe unele. Da. Blocurile tot aceleași. Crezi în teoria asta? Lumea. Am auzit-o la Radu Paraschivescu, de exemplu, comunismul s-a născut la bloc. În sensul că melanjul, apropo de cartier, că la asta se referă, la blocuri din cartierele, mă rog, socialiste, faptul că acolo melanjul de medii produs de Ceaușescu, deci de la intelectual la lăcătuș, la nu știu ce, la nu știu cum, pentru a se, inclusiv pentru a se bruia poate reciproc și a permite un fel de diversitate care nu armonizează, da? A avut efecte semnificative.
Până la a creat și, România, într-un fel. Până la urmă și în perioada interbelică, că tot în același mediu s-a dezvoltat, să spunem, mișcarea asta, comunismul. Da? Tot în zona muncitorești. Tot în zona respectivă. Sigur că nu s-a născut la sat. Doar veșnicia s-a născut la sat. Da. Și până la urmă, ce s-a produs într-adevăr și e foarte important pentru a înțelege fenomenul acesta e dezrădăcinarea forțată, mutarea forțată a unor mase de oameni de la sat, din mediul rural, la oraș. În anii din urmă, cu așa zisa sistematizare, cum era... Dincolo, aceea sistematizare... Era forțată, da, a fost în ultima fază, în anii 80, dar până atunci a fost industrializarea masivă, care a avut nevoie de multă forță de muncă și aceea, evident, a fost atrasă din mediul rural. Fapt care a produs, cum spun, la o dezrădăcinare, pentru că omul acela, care fusese până atunci obișnuit cu curtea lui, cu animalele lui, cu mai știu eu ce, grădină de legume și așa mai departe, s-a văzut deodată închis, aș putea spune, într-o cutie. Da, că era un fel de condens acolo. Da, da. Și atunci a venit și cu, cum să spun eu, cu niște reflexe din fosta lui viață și altfel era, într-adevăr, viața comunității. Cum spuneai, apropo de statul pe bănci, da, la o tablă sau la taclale. Adică erau reminiscențe din lumea satului. Cine mai stă azi pe bancă în fața blocului de povești? Din păcate, generațiile acelea au dispărut. Toate cele bătrâne cu batic care stăteau de povești pe stradă. Tot felul de... sau pe bănci. De situații, mă rog, și nici alea nu mai prea sunt, de copii care se jucau pe stradă, fotbal, țaca, mai știu eu n-aveam, ce. Noi n-aveam și... cheia la gât, cum se zice. Sigur, noi am fost generația cu cheia la gât și singurul nostru bloc de joacă era strada. Și trebuia să fii super inventiv. Ne făceam săbi din brazii de... veneam acasă cu degetele... din pomii de iarnă, de Crăciun. Era moș gerilă și pomul de iarnă. Deci după ce se aruncau brazii la gunoaie și la astea... Îți făceai săbii din ei, te și bătegă. Garda era de obicei partea groasă. Da. Uneori foloseai și ca joagă, că dădea invers. Și erau niște lupte, cum să zic... sau tuburile de cornete. Îți mai aduce aminte ca partea cartierului. Cornete cu ac, inclusiv. Dacă erai așa, da, puneai și un ac în vârf. Ca să fie efectul sigur. Da. Era o lume asta de cartier care astăzi n-ar mai fi posibilă. Nu. De exemplu... păi nu mai e posibilă și nu mai există. Ce se întâmpla atunci, ce se înțelegea atunci prin distracție? Că asta era cumva o parte din esența a ceea ce se întâmpla acolo. Activitatea copilor, tinerilor, adolescenților. Asta cu fumigene, mai știi? Cu fumigene făcute din staniol și mingi de ping-pong. Da. Deci se spărgea, mă rog, nu mai dăm indicații acum, că rezultă că instigăm la așa ceva. La și alea se aruncau în, din cauza mirosului, se aruncau în scările de bloc. Uneori se aruncau și în școală, după Revoluție, că înainte dacă te prindea cu așa ceva. Azi asta ar părea terorism, aproape. Cu ghirimele, evident, dar... cum să spun, nici nu ne dădeam seama de pericolele la care ne supuneam, numai dacă te gândești la cele cornete cu ac, cu ac, cum ziceam. Pe alea, dacă Doamne păzește... îți dea un ochi, scăpai de unul. Că aveau putere, te puneai pe bloc cu... Bineînțeles, de-aia spun că, practic, noi nu prea conștientizam pericolele și împingeam uneori jocurile mult prea departe. În ziua de azi... cred că te-ai trezit cu... dosar penal, ca să zic așa. Da. Cartierul ca spațiu. La cum era atunci. Era într-o lume în care încă exista această modă de a se bate copiii. Da. Deci și la acum cumva și invers. Copiii între ei, și părinții între ei, și părinți copii. Da. Erau toate combinațiile. Da, da, da. Din punctul ăsta de vedere era o lume cumva mai violentă, poate, decât acum. Deci, de exemplu, dacă făceai prostii pe scara de bloc, te mai prindea câte unul care un pensionar sau un șef de scară sau ce asta care te prindea jos, mai luai câte una peste... da, funduleț, ca să zic multe, așa. Multe s-au schimbat. Păi gândește-te și la școală, dacă făceai vreo trăznaie și veneai acasă și te întrebau ai tăi ce ai făcut, prima reacție ar fi fost să te ia pe tine de urechi. Nu să se ducă la școală să... acum s-a schimbat să se certe cu profesorul că cum ai îndrăznit, domnule, să-i zici un cuvânt. Pe vremea noastră, nu spun că era bine, Doamne ferește, că nu despre asta nu, despre real. Bine și rău, dar era real. Pe vremea noastră, o palmă după ceafă sau o tras de urechi sau
nu mai zic de bătut la palme cu liniarul și alte, nu, alte și erau foarte traumatizante. Astea da. Deci, dar astea erau la ordinea zilei. Și niciun părinte se prea șoca pe chestia asta și nu se revolta. Și nu doar în școlile de cartier. Nu, sigur că nu. Trebuie limpede spus. Sigur că nu. Nu doar, astea, deci erau aceste modalități de a pune un elev la tablă, ăla făcea lista, pomelnicul. Cine era trecut pe listă că e văzut vorbind sau că nu-și vede de treabă, da. Era cumva să fii ținut cu mâna. Deci era un pic de traumă aici în ce însemna chestia asta. Asta a fost, ce schimbări ai văzut după Revoluție și în toți anii ăștia, că am zis mai multe straturi, mai multe schimbări în cartierele astea. Pentru că după Revoluție s-a schimbat. Am început și un fel de capitalist de cartier. Sălbatic, da. Cu tot ce gheretele acelea, termopane, gherete... Da. Bun, acum, între noi, fie vorba Bișnița, care, cel puțin în Timișoara, a existat încă din anii 80 foarte bine. Adică găseai, dacă îți doreai, găseai tot felul de produse de contrabandă aduse din Serbia, din Ungaria, de unde vrei. Și de la polonezi, care, în drum spre Marea Neagră, opreau chiar în fața blocului meu, pe Calea Radului, și deschideau portbagajul și vindeau... Și sârbii făceau asta. Și sârbii, bineînțeles, și ungurii. De-aia spun că aveai, în Timișoara aveai. Practic, nu ți lipsea, dacă aveai și banii necesari și repet, dorința, până la urmă îți găseai. Inclusiv blugi, inclusiv Adidas, mai știu eu ce. Dar... Totul pe ascuns, totul cumva cu teamă, cu frică, bă, da. Te prinde. Partea asta de hip-hopizare, ca să zic așa, cartierului, deci de specifică oarecum anilor 90, ca început, puțin, ai prins-o, o consider semnificativă pentru Timișoara. Când cultura e rupt, toată cu B.U.G., mafia, la familia, la nu știu ce, tema cartierului, să zic așa. Tema cartierului. Poți să o privești în multe feluri. Muzică hip-hop. E ca hip, da, în sensul ăsta. Artiști, adică de hip-hop, au fost și în Timișoara. Sigur, nu au avut impactul celor din București. Dar nici nu mă mir. Pe de altă parte, da, a existat, din câte mi-aduc eu aminte și la începutul anilor 90, a existat un fenomen al așa ziselor găști de cartier, adică erau scandaluri, erau bătăi, erau împărțiri de teritorii, erau da, o formă de teritorializare cumva zonei de influență, să zicem așa. Da. Așa cum în mediul rural, pe sate uneori sau chiar în cadrul unui sat, Valea cu Dealul, să zic nu așa. Știe dacă nu, fi și asta, Blaga, nu poți să știi dacă nu fi fost și asta o reminiscență a faptului că, repet, părinții acestor copii, dar până la urmă au venit din mediul rural și, cum spui, erau obișnuiți cu un anumit un anumit tip de comportamente, directețe, de duritate, că acolo mai la ordinea zilei, adică viața e altceva. Să mai zic, venind mai încoace, mie mi se pare că tot acest fenomen a cam dispărut prin anii 2000, după 2000 încoace, a cam dispărut acest fenomen al găștilor de cartier și al bătăi, scandalului și așa mai departe. Sau, nu știu, s-a atenuat, orică nu mai e gândirea respectivă sau acea concepție de viață. Și legea aplicată altfel. Orică, foarte mulți au plecat în străinătate la lucru și majoritatea au cam și rămas pe acolo. Așa că nu mai e până la urmă cine să ai văzut, ducă mai departe asemenea chestii. Ai văzut și fără îndoială e și ăsta un subiect, și anume construcția de noi cartiere în permanență, un fel de extindere practic a orașului de reconstruirea unor zone sau în unele zone din oraș. Acelea mi se par mult mai puțin coagulate. Și ca relații în comunitate, vreau să spun. Nu neapărat cu vecinul de gard. Da. Dar vreau să spun, adică de cele mai multe ori, din ce văd eu, vecinul dintr-un capăt al străzii nu se știe și nu vorbește, nici măcar nu se salută cu cel din celălalt capăt. Adică nu e mai un spațiu comunitar, cum ar fi, să zicem. Nu. Fiecare este la casa lui, cu curtea lui, cu garajul lui, vine de la lucru sau de unde are treabă din oraș, parchează, intră în casă, eventual stă pe la el prin curte.
Deci interacțiunea este minimală. Tu ai stat anumite perioade și în Occident, în Germania, în Franța, perioade, mă rog, mai lungi. Despre Franța, mă rog, despre Paris, ai scris o carte Ce n-a văzut Parisul, o carte de Ce a văzut Parisul, o carte de proză scurtă. Da. A apărut editura Herc Bennett, mi se pare. Acolo sunt și acolo scene de tipul ăsta, de pe metrou, din tot felul de personaje, să zic așa. Cum ai perceput, să zicem, zona în care tu ai stat, Parmentierul, în care ai stat în Paris? Ce înseamnă acolo asta? Pentru... Ca spațiu de viață, ca relații, ca spațiu comunitar. Bun, cum ai spus, locuiam pe lângă Parmentier, asta însemnând în arondismentul 11. Aproape de Père Lachaise. Aproape și de Père Lachaise și de Basilia și de multe zone importante. Repere. Și repere, Place de la Republic și așa mai departe, repere importante și pentru Paris. Dacă vrei să vorbim social și sociocultural, arondismentul 11 este în plin proces de boboizare, cum îi spun ei, adică de îmburghezire, să spun. Da? În sensul că populația mai săracă, fără posibilități, care nu are cum să plătească o chirie de, nu știu, 1000 și de euro pe lună, aceea e forțată să se mute tot mai spre periferie și locul liber, normal, este ocupat de cei ce pot și își permit. Da, da. De cei care își pot permite acele condiții și atunci e un proces continuu, este o efervescență, să spun așa, găsești și insule, să spun așa, de locuitori mai vechi, care au un fel de e o societate a lor, îi vezi la cafenele, se strâng la mese, de tradiție, stau la o poveste, zicem. Da, joacă bile în parcuri. Da. Și îi vezi, mai sunt insule. Dar foarte mulți, cel puțin în acel arondisment, erau oameni sosiți recent, să spun așa, instalați acolo recent, și care, cum spun, nu aveau un fel de sentiment istoric al locului. Da, sau de apartenență. De senzație de apartenență la o istorie a locului și la mai știu eu ce. Genul de oameni care, ca și cei din, să spun așa, din cartierele noi ale Timișoarei, genul de oameni care eventual dau unul peste altul când se duc să-și facă cumpărăturile la supermarket. Da. Și cam atât ai tot. Acum, tot din ce ai observat, se verifică asta că, de exemplu, în Germania sunt mai reci cum ar fi oamenii, adică nu-l bagă nasul, nu... Nu, n-aș spune. Știi ideea. Da, bun, așa și parizienii, dacă nu francezii pe ansamblu, dar în special parizienii, nu? Și despre ei se spune că ar fi aroganți și înfumurați și distanți și... Nu, i-aș spune că... Da, ok, poate au un fel de protecție. De distanță, de protecție. Da, în sensul acesta. Că nu se deschid automat. Dar asta nu înseamnă că dincolo de acest mic prag, să spun așa, această mică acest barieră, interval sau ce-o fi, nu înseamnă că nu sunt oameni deschiși, nu știu să se bucure de viață, cum zicem noi, și nu știu să socializeze și așa mai, să se distreze, etc. Îți place... Să zicem așa, traiul acum al tău în Timișoara ca spațiu de viață, ca loc. Ca loc de viață, ca loc de cultură, ca loc de, mă rog, până la urmă existențial. Da, absolut. Absolut. Dincolo de, cum ți-am mai spus, cred că și data trecută sau în alte discuții, dincolo de faptul că Timișoara și-a pierdut o parte din ceea ce o multiculturalitate. Da, bineînțeles, cum ți-am spus și data trecută, faptul că au dispărut populații întregi aproape 100%, da? Mai există. Mai puțin, foarte puțin. Puțin, foarte puțin, de exemplu, germani, unguri, evrei, sârbi și așa mai departe, minorități care au contribuit din plin la ridicarea și dezvoltarea acestui oraș. Deci, dincolo de faptul că Timișoara și-a pierdut, zic eu, în bună măsură această componentă definitorie, dincolo de asta, repet, se dezvoltă, este un oraș viu, este un oraș care crește și simți că crește și care are potențial și cultural, și economic, și așa mai departe. Și atunci,
tot acest vibe, tot acest sentiment, sigur că te face să apreciezi că locuiești aici. Când a fost pentru publicul argumentul de aur al multiculturalității în Timișoara? Deci reprezentarea cea mai diversă în structura demografică a orașului? Putem să luăm, sigur, începutul de secol... Pe la 1900, 20. Să zicem, da. Pe la 1900. Când aproape că erau proporții egale. Exact, exact. Ca un fel de echilibru de aur, adică... Da, adică nimeni nu putea să-i domine pe ceilalți pentru că toți erau cam pe acolo. Mă refer, sigur, la... Numeric. Numeric și mă refer, desigur, la populația română, maghiară și germană. Da, ca principale etnii. Da, da, da. În asta. Da. Ce va însemna acest proiect în primii săi pași de concretizare? Ca primul rând, exprimări publice. În prima etapă, am scris și mai am de scris la acest grupaj de poezie. Repet, o să fie cam 30 de texte. Despre 30 carte. De personaje. Nu am scris-o neapărat ca o viitoare carte, ci ca pe un proiect pentru această bursă energie, pe care mă bucur tare mult că am obținut-o și vreau să ofer, în primul rând, o lectură. Aceste texte le voi lectura la Reciproc pe 15 septembrie. Dincolo de asta, cu prilejul evenimentului, o să încerc și o discuție cu cei prezenți, apropo și de cum văd și ei orașul și cartierele și așa mai departe, plus o sesiune de scriere de poeme portret. Live, cum ar fi. Live, da, pe care am numit-o Poeme Reciproce. Deci cei care vor fi acolo, dacă sunt doritori, îi invit să stăm un pic de poveste, să-mi povestească despre ei și, pornind de la acel fir de nisip, cum am discutat mai devreme, să dezvolt un poem în jurul acelei întâmplări, în jurul acelei... Tu ai mai făcut asta și în alte contexte, să scrii prin baruri? Da, uneori, sau... poezie, sau, poate și proză... Da, și inclusiv acest gen de poeme, agende, mi-aduc portret aminte. Live. Da. Am mai făcut experimente din aia. Întotdeauna mi-a plăcut să experimentez, nu să merg pe o cale deci bătută și să rămân tot pe spațiu public, cum ar fi. Da, da, da. Și lecturi, și happening-uri și așa mai departe. Inclusiv spectacole de teatru de club am făcut într-o perioadă. Asta în care la jumătatea anilor 2000. Da, în care am și ani, interpretat, da. Nu doar că am scris textele. Da, noi am mai discutat și data trecută, când sunt deja vreo 2-3 ani de atunci, dar o întrebare ar fi asta, în evoluția culturală a Timișoarei, sigur că partea asta de boemă, care rămâne o componentă și a ce scris tu și a ce am scris eu în alte moduri, da. S-a cam stins sau s-a schimbat. De exemplu, a intrat fenomenul socolar, care înseamnă o ieșire, o redistribuire, da, da. Să zicem așa, a relocarea, da. Circuitului. Da? Da, da, da. Asta, pe de altă parte, a crescut în mod clar viața culturală organizată, festivaluri. Da, da, da. Cum apreciezi schimbările astea? Pentru că pe vremuri, ca să zic așa, în începutul anilor 2000 și în anii 90, starea de efervescență era cumva totuși parcă alta, era mai încinsă un pic. E mai așa, știi? Cum ai zis, vorbim de două lucruri. Pe de o parte, da, viața boemă, boema literară timișoreană. Inclusiv aia dură, sângeroasă, deci că au fost vreo câțiva care da. S-au dus. Aceea aș spune că a dispărut cu totul, pentru că nu mai avem autori care să-și trăiască boema până la ultimele consecințe, cum a fost Dorgoșan sau Dero. Pruncuț sau Dero sau... Aceia nu mai sunt. Și alții n-au venit din urmă, pentru că dacă e să ne referim la generația noastră, dar și la cei dinaintea da. Noastră și la cei care vin după noi, toți avem joburi, avem servicii, avem familie, avem avem o altă ancorare socială. Și ancorare socială și atunci nu-ți permiți să mai... Boema să rămâne mai, cumva un fel de dimensiune de asta permanentă, asta. Să zicem, că e, boemizez, nu trebuie să fii homeless sau șomer ca să boemizezi. Ar fi cazul exagerat. Da, dar au fost cazuri, și de alea nu mai sunt, alea în care chiar era o condiție asumată.
Deci te despărțeai de Dan Eminan Roșca, de exemplu, da, în anumite porțiuni ale vieții lui. Da. Nu mai știa, deci tu te duceai acasă, nu știa unde să, el nu știa unde să meargă și a fost un poet foarte bun. Absolut. Absolut. Ține și de reacția mediului la așa ceva. În ce măsură protecția, cum ar fi socială, poate oferi soluții pentru situații de tipul ăsta? Pentru că, mă rog, în fine, asta este altă discuție. Da. Prin urmare, un proiect despre Timișoara, despre cartierul ei, despre oamenii ei și nu doar despre personalități în sensul stas al termenului și un fel de scritură care, și de abordare care valorizează locul pe săptămâna viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!